Salutare, astăzi vreau să încerc pe lângă clasicul și niște paste făinoase Bali la 47 mezi și neva, că se numesc, arată ceva de genul ăsta, bine, pun câte 3 în cârlig. Se găsesc la un comerț, la magazin, le iei, le fierbi, nu 8, ci 3 minute, 3 minute jumate, arată după ce le fierbi cam ca cele de la mine, le pui în cârlig și le arunci ca și pe restul. Până acum și-a făcut un pic datoria, am vreo 4 plătici, cei de mult mari, și un caras foarte, foarte frumos. Deci, revenim la pastele care vorbeam, avem o plătică, nu cine știe ce, uitați să vede clar care pastele în gură. Fir întins. Haideți să vedeți cam ce am făcut astăzi. Am adunat câteva căpșișori și un cioc. Acum o scoatem. Să vedem rezultatul. Deci cam asta este ce am prins eu azi. Deci, o să-i punem în găleată, aceea să-i luăm cu noi, că de data asta putem să-l luăm. E până în 5 kg de caras și orice altceva la mai puțin, căptat și crap. Deci avem un cărășel. O plătică. Încă o plătică. Era două plătici. Încă o plătică. Trei plătici. O, mă, stai, nu știți. Încă o plătică. 4 plătici. 5 plătici. Avem o mreană. Să dăm până. Și acum avem așa. Un caras. Așa. Deci cu încă 1, 2. Asta este al treilea caras. Op, ușurat. Al patrulea caras și mai frumos. Al cincilea caras, mult mai frumos. Un oblețel. Și cel mai mare caras, al șaselea caras. Arată cam așa. Să vă vărsa bău, da? Așa. Deci cam așa sunt peștii mei de azi. Acestea fiind spuse, mă apuc de strâns. Vă urez o seară plăcută și să ne auzim cu bine. Numai bine și fir întins.